Stai, Bogdan! Eu am zis că ne trimit acasă. Să vin și eu. Dar ai o urmă de regret? Mă, nu. Am zis și... Totuși este o experiență tot ce se întâmplă aici. Da. Nu pot să nu-mi permite stilul meu de viață să mai continui cu nimic. Ce se întâmplă aici? N-ai cum. Nu am... Cine a rămas? Daniel, poți să iau și eu câteva măsline, că noi nu mai avem deloc. Mi se pare absurdă întrebare. Ești la tine acasă. Ce întrebare? Ai, mă. Și dacă pot eu să aici? Te ajut, a? Te ajut. Ce se întâmplă? Păi acasă. Ce zic eu? Te simți ca la tine acasă. Bine, poți să-l iau pe tot? De care... Absolut tot ce vrei. Bine. Mă simt... Mă fac să mă simt în anumit fel. Nu vreau să dezvolt subiectul ăsta. Pur și simplu nu mai pot. Bine, nu? Nu pot să stau într-un anumit mediu. Nu e totul chiar așa. Sunt anumite lucruri de care eu sunt dezamăgită. Și de oameni din jurul meu, oamenii cu care nu am, stația oameni care nu am ce să vorbesc, care sunt la o anumită, cum să spun, nivel și limită, care eu nu pot să înțeleg. Înțeles. Sunt multe lucruri de... Într-adevăr, aici este o experiență și am spus și repet chestia asta. Este o experiență foarte frumoasă din care m-am învățat, m-am dezvoltat eu foarte mult. Dar mai ai acolo, fi sigur, Aniela. Deci, ce trebuie să urmă? Mulțumim. Care-s mai bune? O, da, prost. Bogdan, recunoști că ai venit pentru bani aici? A, am venit pentru experiență. Și ce muncești? Patronul de fitness. Ce ai în borcanul ăla? Mașină. Murături? Unii oameni sunt limitați, nu pot mai mult. Dar în alte situații pot mai mult, ca să înțelegi. Clar. Înțelegi? Adică, așa nu poți să gândești prea multe, dar la capul la prostii te duce. Exact. Nu renunți și asum. Dar ai o urmă de regret? Mă, nu. Am zis și... Totuși este o experiență tot ce se întâmplă aici. Nu pot să nu-mi permite... stilul meu de viață să mai continui cu nimic. Ce se întâmplă aici? N-ai cum. Nu am... Cine a rămas? Daniel, poți să iau și eu câteva măsline, că noi nu mai avem deloc. Mi se pare absurdă întrebare. Ești la tine acasă. Ce întrebare? Ai, mă. Dacă pot eu să te ajut, te ajut. Ce se întâmplă? Păi acasă. Ce zic eu? Te simți ca la tine acasă. Bine, poți să-l iau pe tot? Absolut tot ce vrei. Bine. Mă fac să mă simt în anumit fel. Nu vreau să dezvolt subiectul ăsta. Pur și simplu nu mai pot. Bine, nu? Nu pot să stau într-un anumit mediu. Nu e totul chiar așa. Sunt anumite lucruri de care eu sunt dezamăgită. Și de oameni din jurul meu, oamenii cu care nu am, stația oameni care nu am ce să vorbesc, care sunt la o anumită, cum să spun, nivel și limită, care eu nu pot să înțeleg. Înțeles. Sunt multe lucruri de... Într-adevăr, aici este o experiență și am spus și repet chestia asta. Este o experiență foarte frumoasă din care m-am învățat, m-am dezvoltat eu foarte mult. Dar mai ai acolo, fi sigur, Aniela. Deci, ce trebuie să urmă? Mulțumim. Care-s mai bune? O, da, prost. Bogdan, recunoști că ai venit pentru bani aici? A, am venit pentru experiență. Și ce muncești? Patronul de fitness. Ce ai în borcanul ăla? Mașină. Murături? Unii oameni sunt limitați, nu pot mai mult. Dar în alte situații pot mai mult, ca să înțelegi. Clar. Înțelegi? Adică, așa nu poți să gândești prea multe, dar la capul la prostii te duce. Exact. Nu renunți și asumă unii dintre ei. Exact. Sunt multe alte lucruri. Nu, așa pe bune. Exact. Da.
Unii da, vor să dea bine, ok, nu mai faci așa, atrag atenția atunci când cred și ei că... Deci nu, sunt multe lucruri care le-am văzut și nu vreau să le mai... Nu vreau să le mai văd. Mulțumesc. Nu am trăit în mediul ăsta. Ce s-a întâmplat cu... Dragostea lovește oriunde. E, ce dragoste? E vorba de dragoste aici. Nu m-am luat de cupluri, nu am zis nimic de cupluri. Ce dragoste este că îi pui mâna mai sus unei femei. Nu vreau să mai continui de subiectul ăsta, da? Eu nu am trăit în mediul ăsta. Dacă sunt deranjată, nu trebuie să te deranjeze pe tine. Trebuie să-ți asumi ca bărbat. Bă, poate e mai nebună, poate e mai limitată ea, să zicem, nu? Eu sunt aia limitată. Da, chiar? Da, dacă o vedeai pe Viu cum a venit în seara la mine, Rafa, Rafa, tu știi ce s-a întâmplat? Zic, ce s-a întâmplat? Știu. Eu așa ceva n-am văzut niciodată. A, dar să vezi acum ăștia de... Îți dai seama toți care trăiesc cu senzația că... Îți dai seama ce rău am zis? Mm-hmm. Mi-a gătit și el. O friptură și nu mai știu. Da, m-am simțit aiurea. Tu nu te-ai uitat la mine pentru că, în primul rând, eu ție sau altui bărbat nu am oferit șansa de a ne cunoaște mult mai bine, înțelegi? Ți-am spus la început? Știu, când am venit în camera roșie... Ți-am zis, de ce nu dai șansa să cunoști pe fiecare? Pentru că momentul ăla... Eu când ai intrat în casă și ai spus că ai venit pentru Valentin, așa. Nu știu, eu am simțit că nu o să fie ceva între voi niciodată. Așa ai simțit? Așa, eu simt oamenii altfel. Așa îi văd eu, oamenii. Și am știut că tu cât ai încercat, nu o să fie niciodată. Pentru că erați foarte diferiți și sunteți foarte diferiți. Chestia asta am aflat-o după eu, înțelegi? Am realizat, de fapt, chestia asta. Eu la început eram atrasă de el pentru că făceam și fizic și mental, pentru că era un om bărbat foarte matur. Dar în timp am observat că ne înțelegem foarte greu, suntem cu aceeași undă, nu ne intersectăm. El foarte timid, foarte retras, foarte... Eu în viața mea nu am tras de un bărbat, niciodată n-am făcut eu primul pas. Dar la el, ca să scot din starea lui, am încercat să-l trag eu, să fac eu primul pas, înțelegi? După ce a făcut primul pas, am observat că tot la starea lui inițială a ajuns. Adică, stai puțin că eu încerc ceva pentru tine și tu ce faci? Nu se putea oricum să ajungea nicăieri cu chestia asta. Crezi nu avea că... să fie o relație. Crezi că... Bianca mâine se va comporta urât sau ciudat pentru că am ieșit în seara asta? Probabil. Din moment ce e geloasă pe mine și nu a avut ea șansa asta, probabil o să încerce să fie mult mai rea cu mine, știi? Dar eu mă cunosc ca persoană și ca femeie și o să am replica de fiecare dată când voi fi atacată. Eu, mă aștept. Eu îmi doresc să... Ea mi-a promis că se schimbă, nu pentru mine, și am spus să nu facă pentru mine, să facă pentru ea ca femeie, pentru că deja nu mai este un copil opuștat, că este femeie. Și eu chiar îmi doresc, adică eu cu ea suntem prieteni și chiar îmi doresc să, oarecum să înțeleagă lucrurile. A spus că o să le înțeleagă și o să accepte sfaturi din partea mea și m-aș bucura să accepte. Eu am observat că ea încearcă să schimbe și am și eu am observat că încet, încet chiar se schimbă. Da, se schimbă, Bianca chiar zile... se schimbă, da, în bine. Exact. Nicio șansă, pentru că știi ce m-a amuzat pe mine? Eu eram concentrat să ridic cartea, da. Și o vedeam pe Bianca cum ea se concentra să mă pupe nici de cum pe joc și mi-a spus că, mi-a și spus la un moment dat că ea vrea să mă pupe, nu neapărat să... Când s-a întrebat cu Aniela și cu Ricardo, Aniela și n-a de râs. Aniela și n-a de râs cu Aniela și cu Ricardo. Ce au făcut? Încă s-au pupat cu Bianca, da, da. Da, nu că... Arată bine, și Bianca se aștepta să pici odată cartea, știi, să ne pupăm, și pentru că eu da, încercam... Da, am observat. Eu încercam să iau cartea și ea era... Dar vezi că te-ai tras odată, că era mai avea puțin să vă pupați. Nu? Să ne pupăm? Da, puțin mai păi aveai. Nu, a dat ea să mă pupe, știi? Uh-huh. Da. Bine, nu vreau să vorbim de Bianca. Bine, nicio. Hai să facem așa, o ipoteză. Simt că Rafaela ar începe să-l placă pe Daniel. Da. Daniel, cum s-ar comporta? Daniel nu i-ar păsa că eu sunt acolo. S-ar comporta fix cum simte. Nu, pentru că pe mine... Crezi că ai mai fi în continuare plușica? Da. Da? Da. Eu așa cred. Cred că ar relația dintre noi ar fi având în vedere că Rafaela, știi cum e Rafaela. Azi îți dă una caldă, mâine două reci. Daniel îi place asta. Păi nu, era vorba de tine. Acum zice, aia na, că nu mă supăr că stai cu ea. Și mine se zică, dar ce vorbim? Încearcă să nu mai vorbești așa, mă, cu plușica.
fii atent. Evident că nu s-a mai comportat fix la fel, adică nu va mai veni să mă ia în brațe sau să mă pupe pe frunte sau... Dar cred că m-a sperat în continuare plușica, care venind de la el la lintos, tot zicea că mie îmi place, cumva. Îți dai seama că ești îndrăgostită moartă. Ca mine după carnea asta bine făcută. Deci, zi-mi o concluzie clară. Da. Crezi că pe viitor, nu știu, peste o lună sau două, ca să nu exagerez, că ai văzut că tia lui Daniel se ia pulsul. Nici la oraș n-a luat pulsul. Va putea exista ceva între ei doi? Posibil. Grea întrebare. Da, uite ca Daniel, păi poate. Spune, ipotetic vorbind. Dacă chiar Rafaela m-ar face să mă îndrăgostez de ea. Dacă chiar Rafaela m-ar face să mă îndrăgostez de ea. Asta depinde doar eu de ei. Spune, ei se înțeleg foarte bine de când am văzut. De când am văzut, eu se înțeleg foarte bine pe când discută anumite teme, anumite povești, anumite subiecte. Păi și asta contează foarte mult în prima fază la o relație, să se înțeleagă ca și prieteni. Iar apoi avansează lucrurile și așa poate deveni o relație. Și dacă Daniel după, nu știu, poate nu mai convine lui ceva și o păsează pe Rafaela la stadiul de prieten, dar Rafaela va vrea mult mai mult de la el. Crezi că va putea Rafaela să-l întoarcă pe Daniel? Cu siguranță. Nu? Ba da. Da? Ar putea să-l întoarcă pe Daniel. Rafaela este o femeie adevărată și știe cum să întoarcă vorbele și lui Daniel îi place asta. Și de... nu știu, fiind îndrăgostit de cineva, cum ești tu? Mult mai ușor. Da. Nu, te contrazic. De exemplu, dacă tu, de exemplu, dacă ești îndrăgostit de cineva și acest cineva te respinge, n-ai cum să-l întorci. Pentru că îți va vedea disperarea după el. Da. Și automat depinde în fața persoană, lui... Depinde de persoană. Depinde și de persoana asta, dar automat în fața lui tu vei părea o persoană ușor de controlat. Cum am părut eu în fața lui Daniel. N-am spus asta, tu ai spus-o. Asta este. Și conștientizez asta, Adrian. Conștientizez asta. Și chiar mă bucur că da, eu poți conștientiza chestia asta. Da, conștientizez tot ce se întâmplă între mine și Daniel. Dar eu am fost sinceră. Băi, asta am simțit, am simțit să-l chem în camera roșie. Chiar dacă știam că nu este o idee bună și că pentru el nici nu contează și nici nu-l interesează. Da, îți dai seama. Asta am simțit. Ah, și-am făcut mereu ce-am simțit cu el. Da. Nu i-a plăcut eu de mine. Eu chiar sunt curios ce ai văzut prima dată la Daniel. Chiar sunt curios. Deci. Wow, câte poase are peștele ăsta. De el. În camera m-am îndrăgostit atât de tare. De o frumusețe mare, mare. M-am îndrăgostit de Daniel. În camera roșie, cum a chemat prima dată. Mie îmi plăcea de el și ziceam... El te-a chemat prima dată în camera roșie. Ți-a căzut furculița? Nu are nimic. Nu mai mănânci oricum, nu mai mănânci. Ți-e foame? E pata. Vrei să mănânci? Furculița ta, te rog. Poftim. Mulțumesc. Lasă-mă să fac un gest pentru tine. Să duci, mi-aduci furculița. A, e rezervată, dar n-are nimic. Și la noastră e rezervată, suntem șmecheri. Ok, poftim. Dă-mi eu pe a mea înapoi. Așa. Așa, deci m-am îndrăgostit de Daniel în camera roșie. Îmi doream foarte tare să mă cheme. Nu mă așteptam să mă cheme. Și când am văzut că m-a chemat și l-am văzut acolo și m-a luat în brațe. Dar ai dat înțeles că îți place de el? Foarte puțin. Foarte puțin, nu? Da, am stat lângă el. Cu o zi înainte am stat lângă el. El nu m-a băgat absolut deloc în seamă. Și așteptam să-mi zică ceva. De el nimic n-a zis. Și a doua zi, eu ziceam, sigur îi place de mine, că dacă îi plăcea, se băga în seama cu mine și vorbea cu mine. Știi că am stat fix lângă el. Asta a fost psihologie. Cu strategie. Da, mi-a și zis, a zis, te-am văzut că ai stat lângă mine și mi-am dat seama că simți ceva pentru mine. Și am zis să te cunosc mai bine, să văd exact ce simți. Și te-am chemat aici. Exact. Are o energie, Daniel, pozitivă, că mă ia în brațe. Băi, deci mă înmoaie toată. Deci când mă ia în brațe... Serios? Da. Ador să-l iau în brațe și asta... De chestia asta m-am îndrăgostit, de sentimentul pe care mi-l dă când sunt cu el.
Când sunt așa, îmbrățișată cu el. Crezi că așa face și cu Rafaela? Păi nu știu, am văzut îmbrățișându-se. Am spus că am fost geloasă. Bine, eu încerc să neg că am fost geloasă, dar ai fost geloasă, asta e gelozie. Ok, frate, a fost gelozie, asta este. Fetele mă întreabă, dar tu cu Adelin? Nu, mai spun câteodată, dar ce e supărată, te-ai certat cu Adelin? Ai făcut ceva? Zic, nu, nu m-am certat cu Adelin. Ce motiv aș avea eu să mă cer cu Adelin în condițiile în care nu m-a supărat niciodată până acum cu nimic? Dar mai sunt obosită, s-am îndare capul, dar... Dar sunt fel și fel de stări și eu am stări. Sunt stări, da. Câte m-am stări și în emisiune. Să nu crezi că am ceva cu tine, Doamne ferește, nu, dar sunt stări, uite, și ieri. A fost treabă cu Aniela și mi-a stricat toată ziua. Mi-am dat seama, deci am avut o zi, acum câteva zile, m-am trezit ciudat, nu puteam, simțeam că nu pot să mă trezesc, să mă dau jos din pat. Toată ziua am avut o stare ciudată, dar nu vreau să crezi că am ceva cu tine, că dacă aș avea vreodată ceva sau dacă mi-ai greșit cu ceva, fii convinsă că spun. Da, orice problemă. Știi? Pe care... Crede-mă, sunt foarte deschis și mă simt în largul meu lângă tine și crede-mă că nu m-ar opri nimic să fiu deschis cu tine. După mult timp, luna decembrie, e o lună frumoasă pentru mine, mă simt altfel, simt că vin sărbătorile, simt că sunt fericită. Și la mine, după câțiva ani buni, simt altceva acum. Uite, anul trecut nu prea am simțit nimic, nici sărbători. Acum mă simt altfel, sunt fericit într-adevăr că te-am cunoscut, chiar nu mă așteptam. Și nu mă așteptam să mă înțeleg atât de bine. Probabil speram să cunosc o persoană în emisiune, să am un contact cu ea, să mă cunosc, dar nu să fie atât de bine. Nu mă așteptam. Crede-mă. Gândim și puțin la fel, că da, a venit Ricardo într-o zi în casă și am spus ceva, dar nu mai știu ce știe. Același lucru mi-a spus și Adelin. Am mai stat ce am mai stat, iar m-a întrebat cum vrei să-ți petrezi sărbătorile și zic, păi, cu familia și cu Adelin. Așa am răspuns. Același lucru mi-a spus și Adelin. Băi, voi v-ați și Daniel, bondit? Și Daniel a spus la un moment dat, băi, dar tu și Ștefania chiar vă potriviți, gândiți aproape la fel. Ea liniștită, nu se bagă în discuții, nu-i place cearta. Face chiar vă potriviți și voi. Dar ce ai? De aseară ai chestia asta. De când am vorbit cu tine. S-a întâmplat ceva? Mi-e o păsărică că unii dintre voi vă plângeți. Ce zic, ce zic? Voi sunteți vinovați. Voi le ascundeți. Unul dintre voi va părăsi emisiunea. Eu nu te suport. Dacă erai bărbat, nu te comportai cu mine cum te-ai comportat astăzi, săptămâna trecută și așa mai departe. Dar nu țipa, că nu poți să te ascult când țipă cineva la păi mine. Păi dacă vorbești peste mine, cum nu, să tu vorbești nu ridic glas? Ascultă-mă! Uite ce urât te comporți cu o femeie! Adrian! Suficient! Ai deja un cartonaș galben. Îți promit că ți-l dau pe al doilea. Personal! Lasă-le în pace! Zine, de ce plângi? Mădălin, săptămâna trecută, asta a făcut și Adrian săptămâna asta. Da, îmi doresc să plec din această emisiune, de tot, să nu mă mai întorc niciodată aici. Daniel, consider că Raluca Marina nu este îndrăgostită de tine? Sunt sigur că este îndrăgostită, doar că nu mai pot să-i prețuiesc cuvintele, eu m-am convins că mă mint. Eu am preferat să tac pentru că nu am vrut să-i facă rău, deși ea mi-a făcut foarte multe rău mie. În momentul ăsta, eu mă ridic și plec, cum ați făcut-o și voi, ca niște live. Crezi în posibila lor relație, a Viorelei cu Ștefan? Nu cred că ar fi una reală. Ce credeți, ce simțiți, ce vă doriți, așa să faceți, așa să votați. Oare cine este favoritul publicului?
niște reacții agresive față de mine. Deoarece și-a exprimat această dorință și eu respect. Dacă tot ne minți că vrei acasă, hai să te ajutăm puțin. Începem!